Concursul Povești cu vinuri românești a ajuns la cea de-a cincea ediție. Până la această dată, desfășurându-se două dintre cele trei faze regionale care vor preceda marea finală. Prima etapă, cea destinată vinurilor din regiunea Moldova, s-a desfășurat pe 19 februarie 2020 în localitatea vrânceană Sârbi, comuna Țifești, iar a doua etapă a avut loc pe 26 februarie la Buzău, în cadrul cărei au fost evaluate vinurile din regiunile Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Pe 4 martie 2020 va avea loc etapa aferentă Transilvaniei și Banatului la Târgu Mureș. Cu ocazia acestui eveniment, organizatorul concursului, compania germană BASF, își promovează cele mai noi produse pentru protecția viței de vie sub dictonul Veni Vino Vici, o parafrază după împăratul roman Cezar, care după una dintre victoriile sale a exclamat Veni Vidi Vici, am venit, am văzut, am învins. Prezentările au fost însoțite de comentariile interesante și amuzante ale actriței Teodora Păcurar, care a întruchipat-o pe regina Cleopatra, călătoare în timp și spațiu, pentru a afla cum să-și protejeze propriile culturi de viță de vie. A doua etapă a concursului, a celei de-a cincea ediții, Povești cu vinuri românești, pe care BSF-ul organizează iată, de atâția ani. Cum a fost ediția de astăzi? Am schimbat decorul, am schimbat scenariul, ne-am dus cu aproximativ 2000 de ani în urmă, în timpul împăraților romani și am creat o atmosferă pe care uh, am simțit o transmisă către public, o atmosferă extrem de de viaie, dinamică, așa cum sunt de altfel și produsele companiei BASF. Cum este concursul uh, uh... Anul acesta, în câte etape se desfășoară? Asta fiind a doua, unde a fost prima? Am început cu o săptămână în urmă, la domeniile Panciu, și acolo am colectat probe din uh, întreaga Moldova. Au participat uh, fermieri uh, importanți uh, din zona Vrancea, Iași, uh, Galați, Brăila uh, la evenimentul nostru. Am avut uh, aproximativ 90 de probe la Focșani, vinuri de foarte bună calitate. Îmi dau seama că pe măsură ce uh, Trec anii și concursul acesta prinde, prinde conturi, sunt producători din ce în ce mai serioși, din ce în ce mai constanți și lucrul acesta ne bucură extraordinar de mult. Apoi am venit la Buzău, anul acesta am comasat practic trei zone, viticole importante din România, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Au fost 142 de probe, vinuri excepționale, parcă și pare rău că nu reușim să oferim mai multe premii pentru că sunt diferențe de zecimi. Sigur, degustătorii nu sunt mașini ca să poată departaja cu atâta acuratețe, însă sunt vinuri excepționale și mă bucur extraordinar de mult că noi, ca și companie, putem să punem umărul la obținerea unor struguri de calitate și mai departe obținerea unor vinuri excepționale. Unde urmează? la Târgu Mureș. Transilvania ne așteaptă. Am colectat deja multe probe. Sunt fermieri care așteaptă acest eveniment și suntem conectați sigur la data de 4 martie unde vom fi cu toată echipa. Cei care ar vrea să știe uh, rezultatele, și a celor care nu au fost premiate, pentru că spuneați că sunt rezultate de sutini de uh, diferențele. Uh, și poate că cineva ar vrea să știe, iată cine a mai fost acolo atât de aproape, dar pe care nu l-am putut vedea. Sigur, uh, am transmis celor din sală, suntem deschiși printr-un simplu e-mail pot trimite solicitarea vis vis-a-vis de probele înscrise în concurs. Noi vom transmite care este vinul și punctajul cu care s-a obținut premiul întâi la categoria respectivă și apoi vom transmite și notele celui interesat și care a avut vinul înscris în concurs. Deci nu, nu va primi, să zic așa, rezultatele altui concurent? Nu doar acelui câștigător, pentru că este important să vadă unde se află care este cartul între nota maximă și nota pe care a obținut-o respectiva probă din concurs. Finala unde are loc? Va fi în Brașov, în 7 mai, acolo din nou va fi un eveniment spectacol, ne pregătim să transmitem în primul rând informații folositoare fermierilor și să creăm un spectacol și o atmosferă plăcută în așa fel încât în memoria celor care vor participa să rămână un eveniment deosebit, așa cum în ultimii ani compania BASF a arătat că poate duce pe culmi destul de ridicate din acest punct de vedere. Am prezentat soluțiile BSF pentru principalii agenți patogeni de la Vița de Vie, tehnologia noastră pentru făinare, pentru mană și pentru putregalul cenușiu. Pentru făinare avem trei produse principale, Cumulus și două produse sistemice inovatoare, Sercadis și Vivando. Pentru combaterea manei avem o tehnologie foarte complexă, atât produse de contact cât și produse sistemice. Este vorba, de exemplu, de poliram, acrobat, cabriotop, de la N pro Soriale au fost făcute recomandări exacte în ceea ce privește fereastra de aplicare a fiecărui produs, astfel încât fiecare produs să fie poziționat corect în schema de tratamente. Iar pentru combaterea putregalului cenușiu s-a vorbit despre soluția noastră care se numește Cantus. Tehnologia înseamnă un mod de a aplica aceste produse. Tehnologiile acestea ei le află când vin și uh, uh, vă contactează pe voi. N-au de unde să le afle doar de la o simplu simpoziune așa. Noi avem o multitudine de canale prin care colaborăm și comunicăm cu viticultorii. Un mod de a comunica sunt aceste, aceste evenimente. Pe de altă parte, avem mulțime de materiale informative care ajung la dumnealor, broșuri, cataloage, site-ul nostru online în care găsesc sfaturi și descrierea produselor, dar bineînțeles și prin intermediul agenților de vânzări care îi vizitează în mod direct și împreună cu care stabilesc planul de tratamente pentru anul în curs. Și le dau sfaturi personalizate pentru situația pe care o au ei acolo în teren. Absolut, absolut. Sunt scheme de tratament personalizate, se discută exact unde să fie poziționat fiecare produs în funcție de plantație, în funcție de problemele cu care s-au confruntat în anul anterior, astfel încât eficacitatea produselor să fie una cât mai bună, așteptată fără să aibă probleme. A fost un an greu? Cum a fost? Da, putem spune că a fost un an greu, datorită climei. Dar, tratând la timp și cu substanțe bune, am trecut peste toate și am avut o producție calitativă bună, mai puțin productiv datorită de de pietrei din data de 30 aprilie 2019. Uh, ce, ce fel de boli ați avut? Sau, pentru că ați zis că ați tratat la timp, ați avut probleme uh, cu ce? Da, a fost un atac de mană la început, dar uh, l-am combătut și nu am avut probleme, și ceva probleme cu făinarea, dar tot la fel, fără. Deci cel mai grab a fost cu piatra. Asta. Aia nu pot să o nimic cu Aia nimic. Nu pot să o cu nimic, da. Decât doar, să intervi după aceea. Să, da, să fiu sigur, să intervii după aceea, dacă e cu ce trebuie. Ce trebuie să faci după aceea? Să dai un cupric, cea pe bază de cupru. Uh -huh. cel mai asta, da. Ca să vindece Să vindece rana să asta, da. Uh -huh. și ce produse folosiți noastră în general? Uh, combinate și aș putea să spun produsele BASF-ului. Că toți sunt de la un simpozion al BASF-ului, și așa este. Aș enumera Forum Goldu, Vivando, uh, Cantusul care l-am folosit, Cabriotopul și, bineînțeles, uh, cel pe bază de sulf Cumulus. Da, noi, când veniți la uh, aceste uh, conferințe, că ați spus că suntem aici la această conferință a BSF-ului, uh, ce așteptări aveți, ce do vă doriți să auziți? Uh, Lucuri noi, substanțe noi care apar. și Particip la simpozioanele BSF-ului de câțiva ani de zile, și întotdeauna când au avut un produs nou, pot să spun că l-am încercat și a dat rezultate. Și pe urmă l-am folosit în sub... tot. Folosiți doar pe o mică suprafață la început, ca să vedeți cum... La început, cum... la început, da, am folosit pe o mică suprafață și al doilea an pot să zic că am folosit pe toată suprafața și rezultatele au fost cele așteptate. Doar la protecția plantelor folosiți sau aveți și pentru stimularea creșterii și să mai departe. Și pentru stimularea creșterii, da, foliare ceva folosim, da, da, sigur, Tot de sigur. la ei. Tot de la ei, da, A, da. sunteți fan, să înțeleg. Uh, da, 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 chiar <laughs> sunt fan uh, BSF sigur, da, 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 da. Am foarte multe produse care le-am folosit și specialiștii de la BSE au venit în teren, ne-au dat a... consultanță. Deci vă dau consultanță. Da, da. ne-au dat consultanță de fiecare dată, am apelat cu încredere, am avut un sprijin foarte, foarte mare din partea dumnealor. Intenția mea atunci când mi-am propus să stau de vorbă cu dumneavoastră a fost să aflu ce mai face stațiunea. Dar acum trebuie să încep prin a vă felicita, pentru că iată, stațiunea câștigă și premii. Da, într-adevăr este prima dată când participăm la acest concurs și suntem onorați pentru premiul pe care l-am obținut. Clar că întotdeauna este loc de mai bine și uh, edițiile următoare vom încerca să luăm chiar primul loc. Cum ați ajuns, să zic așa, la performanțele astea probabil că am auzit că niște investiții moderne. Da. Uh, pentru că suntem aparținem de Universitatea de Științe Agricole București. Împreună am demarat un program de modernizare a stațiunii și clar se văd și rezultatele. Avem în plan și alte surprize pentru consumatorii noștri și îi așteptăm să ne viziteze, să vadă rezultatele pe care le-am obținut la stațiune și de asemenea să încerce să... Aleagă produsele noastre pentru că, clar, vor, vor avea surprize plăcute. Ce le oferiți, noastre, acestor viticultori pe care îi invitați să vă cunoască? Orice vin da, obținut, indiferent de cramă, unitate, este un rezultat al cercetării. Aici intervine stațiunea de cercetare cu alte rezultate, cu soiuri noi. Cu tehnologii care să îmbunătățească și să eficientizeze produsele pe care le folosim, astfel încât vinul să fie de calitate, să protejăm mediul înconjurător, pentru că este foarte important să avem un mediu curat și să-l conservăm că orice vin de calitate se obține din struguri sănătoși și, și dintr-un mediu curat. Clar că ne preocupă ecosistemul viticol să-l păstrăm și să-l dăm mai departe urmașilor noștri, așa cum am preluat și noi de la înaintea și noștrii. Vorbeam de tehnologie și mă ar interesa oare tehnologia pe care dumneavoastră o oferiți este uh, pentru zona aceasta viticolă sau uh, poate fi aplicată în toate regiunile viticole din țară? Uh, tehnologia poate, afi, poate fi aplicată în toate regiunile din țara noastră pentru că uh, acesta este rolul cercetării să analizeze fiecare soi, fiecare regiune, în funcție de condițiile climatice din anul respectiv, pentru că nu se poate plia orice tehnologie de pe un an pe altul, pentru că condițiile climatice sunt diferite și în condițiile schimbărilor climatice este și mai important ca tehnologie să fie adaptate pe fiecare zonă și uh, pentru anul în curs. Și atunci asta este rolul cercetării. Noi avem uh, o vedere de ansamblu, altfel decât uh, au cei din producție, pentru că um, informațiile și cunoștințele acumulate an de an și cercetările executate, um, da, și atât în laborator cât și în în, în plantație, da, am însușit anumite cunoștințe pe care putem să le oferim celor interesați. Felicitări, ce premiu ați luat? Mulțumesc, premiul 2 cu Merlou din 2017. O confirmare a faptului că vinurile noastre sunt vinuri extraordinare. Anul trecut am luat marea medalie de aur la vinuri roșu, Cabernet Sauvignon. Iată, iată, și acum probabil sunteți pe același drum, adică ați trecut de prima etapă care vă va duce și la în finală, și acolo, cine știe, surpriză. O să vin și la finală, și o să vin să ridic și premiul, o să vedeți. Ați avut probleme cum a fost anul ăsta? pentru că toată lumea zice, a, a fost un an greu. Și pentru dumneavoastră a fost un an greu? 2019 a fost un an greu pentru viticultorii din România, mai ales fiind pentru viticultorii din zona de sud-vest a Ulteniei problemele pe care le-am avut datorită precipitațiilor, problemele de care le-am avut datorită condițiilor care au fost pentru a se dezvolta toate, și mana, și făinarea, și putregaiul, și în negru, dar cu ajutorul celor de la Baisef, cu ajutorul celor de la Agrionica, noi ne-am descurcat anul 2019 și am obținut o recoltă calit calitativă și cantitativă foarte frumoasă. Deși cantitativă. Uh, Calitativă, știu că în general că nu când e un an greu. Noi cantitativ am obținut doar atât cât am avut nevoie. Vă pot spune producțiile maxime care s-au obținut la, pe care le-am dorit în jur de 4,5 tone pe fiecare soi. Adică vă, vă, propuneți, cum se spune, faceți o reducere a cantității? Da, noi normăm, în în încărcătura, producția, începând din fază de timpării atunci a, a făcut față chiar la o cantitate mai mică de precipitații să zic, sau mai mare, sau, cum a fost? Nu, cred că lucrările în verde făcute în fenologii, timpurii ne-au ajutat pe, pe parcursul creșterii și dezvoltării strugurilor, maturărilor, folosind și tratamentele, atâtea, atâtea tratamente cât le-am cât le folosit, având, vă spuneam, Atomizorul de o calitate excepțională și produsele pe care le-am folosit la cei la BISEF ne-au ajutat să obținem o producție frumoasă, atât cantitativ cât și calitativ, mulțumitoare pentru noi, ceea ce ne-am așteptat. Ce suprafață lucrați? 50 de hectare. E bine pentru viticultura da. viticultură chiar mare, nu? Da, suntem o, o cramă mică. Când veniți la dumneavoastră la aceste concursuri și aveți. Cum spun eu, și așteptări din partea uh, prezentărilor de aici? Vă interesează ceva anume să aflați? Tot timpul cei de la Bicef și toate firmele, probabil care se respectă, vin cu noutăți, vin cu confirmări, vin, vin cu uh, și punctează anumite aspecte care pe noi ne ajută. V-am da. văzut printre premianți. Felicitări! Ce ați câștigat! Da, mulțumesc frumos! Eu sunt, în primul rând, enolog consultant la mai multe crame în Dobrogea. În primul rând, crama Vișoara a obținut-o loc 2 pentru Chardonnay, la vinuri albe. Iar crama darie e locul 1 la roze. Și dumneavoastră sunteți cel care le spuneți cam așa, cam așa? Îi îndrum, în îndrum, da. Au tehnologi în cramă, sunt băieți tineri care se ocupă de vinuri. Eu mai dau cu părerea degustăm vinuri, vedem ce e de făcut, stabilim strategii și îi ajut pe băieți ca să, să, obținem rezultate bune. Strategii în vinificare sau strategii în tot procesul de la, să zic așa, de la, din vie? Pornim din vie din perioada de pârgă, atât, nu. Perioada de pârgă din viticultură, după care vinificație până la îmbuteliere și există, să zic așa, secrete ascunse sau este o tehnologie cunoscută și doar trebuie multă multă grijă. Nu e vorba neapărat de secrete, de tehnologii cunoscute sau necunoscute. E vorba în primul rând de experiență. Trebuie să cunoști zona, arealul Dobrogea un areal special. Eu activez din 1995 în zona Amorfatlarului și vă dați seama experiența, știm cum evoluează fiecare soi în parte, an de an apar mici diferențe, dar trebuie să gestionăm fiecare situație și să încercăm să scoatem maxim din ce se poate face la fiecare soi în parte. Vă preocupă și aspectul acesta al protecției plantelor? Sunteți atent la aspectele astea sau e cineva care se pricepe mai bine? Mă preocupă. Nu mă ocup eu în mod special. Mă ocup la plantația mea de viță de vie, pentru că eu sunt și proprietarul unei plantații de viță de vie de 22 de hectare murfatlar, iar acolo mă ocup personal. Nu, la cele două societăți la Crama Vișoara există oameni foarte bine pregătiți, la fel și la Crama Darie. Sunt oameni care se ocupă de partea de protecția plantelor. La plantația mea încerc să să fiu cât mai atent și bineînțeles, BASF e unul dintre partenerii de bază. Ce anume dintre produsele lor ați folosit anul acesta? A fost un an greu, cred că, nu? Mm, nu pot să zic greu, a fost mai greu pentru că am avut o perioadă de vară foarte secetoasă. Pe zona mărfatlarului n-am avut decât 41 de litri de apă în 3 luni jumătate. Probleme fitosanitare majore nu au fost, dar folosesc produsele de la BASF, Vivando, Sercadis, de la Ampro, Cabriotop. Deci sunt produse care se asigură liniștea, ca să zicem așa.